Bună ziua și bine v-am găsit la profanate exerciții de matematică. Așa, dar, dragilor, trecem la lecția cu Mario. O așteptam de foarte mult vreme cu nerăbdare. Să știi că toată săptămâna fac asta. Aștept lecția cu tine. Deci aștept să mă întâlnesc la... Și acum, ce să îmi propui tu? Ca și altă dată, tu ești cel care ai inițiativa. Câteva exerciții. Ai câteva ieșiții. Cum se ne intre noi? Cum spuneai? Ne pregătim pentru concursuri. Uitați, pari, ne pregătim. Pentru concursuri. Ne pregătim pentru concursuri. Asta facem. Dăm drumul la tine. Calculează diferența dintre suma numerelor naturale de trei cifre identice și suma numerelor naturale de două cifre identice. Nu am înțeles. Nici tu. Ia mai rar. Aici se crede. Calculează diferența dintre suma numerelor naturale de trei cifre identice. Stop. Dintre? Tu insiste că nu e clar. Calculează diferența dintre suma numerelor... Stop! Suma numerelor. Din trebuie suma numerelor. Suma numerelor naturale de trei cifre... Stop până aici! Suma numerelor de trei numere naturale. Ca? De trei numere naturale. Identice. Cine sunt? Dă-mi exemplu de număr de trei cifre. 1, 1, 1. Apoi. 2, 2, 2. Deci plus 2, 2, 2. 3, 3, 3. Plus 3, 3, 3. Hai și ce scrieți? Scrie și tu că tu ești... Tu te uiți pe căițel, nu ridici capul la mine la tablă, că eu, numai că tu vorbești și eu aud. 111 plus 222. Plus 3, 3, 3. Da. Plus 4, 4, 4, plus 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Asta e suma numerelor de trei cifre. Trebuie să o calculăm. Nu știu, pe urmă știți să mai calculăm. Ne dă un răspuns. Primul răspuns, în urmă, cu e sumă. Prima sumă. După care? Și suma numerelor naturale de două cifre identice. Stop! Deci de două acum. Adică cine? 11 plus 12. Nu 12. Plus 22, sigur că da. Păi de-aia ți du la comandă. Trebuie să vezi să nu greșesc. 10 plus 20 plus 33 plus 44 plus 54, 64, 68, 99, 7. Asta. Sună, dă-mi cu S2, cea de-a doua sumă. Și acum ce îți calculează? Ia vezi acum dacă înțelegi. Calculează diferența. La asta, dintre cine? S1. Asta, mă. Asta înțelegi, S1 minus S2. Cu cine este egal? Ia să vedem cum faci. Facem 1110. 1110? Da. Sigur? 99. Ia să vedem. Hai să luăm de fapt. 111. 111 cu 999 face... 1 și cu 90. Da. 1 și cu 90 și cu 1. 9 plus 1. 10 și cu 11. Făcut 1110. 10. Perfect. Acum le calculăm să vedem câte numere avem. Dar celălalt îl faci tot așa, oare? Da. Ia să vedem. Ești curios. Curios, bine. Ia să vedem. 2, 2, 2 plus 8,
8, 8, 8. Acum, de aici cu 8, 0, 0. Da, 0. De aici cu 8, 0 și cu 1. Da. 2 plus 8, 10 și cu 1. Păi, dar dacă eu am să-ți dau răspunsul, dacă îți dau răspunsul deodată, te să vezi la scăderea asta? Ia să vedem dacă tu poți. Hai, dacă să vedem, nu lăsați să se spună el. Ia să vedem. Aș vrea să dăm răspunsul deodată. Deodată. Îți s-a așezat de bine? Asta e foarte tare. Că s-a așezat de foarte bine. Cât ne-a văzut în contul? 7, 8, 9. Lasă-mi departe. Băi, dacă tu poți să dai răspunsul, adică să muncim noi, să le adunăm pe toate, să vedem cât face. Așteptăm un pic, trebuie să răspundem. Ia să văd dacă te prins, bă, de poanță aici. Aici facem noi șmecherii, trebuie să găsim o idee trăsnetă. Yes, dar știi, mi-a plăcut și ideea cu munca aceea care vreau să faci tu. Foarte tare ideea. Foarte tare. Îmi pare rău că n-am lăsat-o pe ideea lui. Că am vrut eu să-l duc în altă parte, dar cred că am greșit. Din punct de vedere strategic, pe zonă. 9.430. Rezultatul scăderii? Da. Nu, nu. Rezultatul este M1. Cât? S1. Da. Egal 9.435. 9.435. Bun, e bine că ai încercat un răspuns. Dar hai să vedem câte echipe de astea. Când văd că te-ai prins, poate fac 1.100. 10. Și câte echipe de astea facem? 8. Pentru că 555 nu are copii. Câte facem? Câte echipe? Câte echipe de 1110 fac? Mă interesează. Ăsta n-are de 500 cu piață, da? Da, 1110. Câte sunt de 1110? 4. 4, mă! Deci am ajungat 1110 ori 4. Ies 1. Iesul nu este egal. Oh. Hai zi, Iesul nu sunt condumă. Iesul nu e egal cu... Că 4... Ori 4. Plus 5. 555. Că eu scrii și tu, te rog. Scris. Unde scris? Nu-i scris. Hai, scrie, exact aici. Și cât face? Te rog să mă... Deci Iesu nu face 1110 ori 4 plus 555. Să faci un cu sunt mic, sunt mare. Da, cum am notat eu aici, sunt mare, sunt este egal cu 4 ori 4 plus 555. Și face cât vorbește? 4440 plus 555. 4.995. Așa, 4.995. Nu atâta ai spus, 4.000 e... Da? Deci, tăiem. Deci, ai spus corect, 4.995. Da. Ies 2, cea de-a doua sumă. Același lucru. Adică? 11.99 mai 110. Deci, 110... Hai să zicem, 110, 110 ori 4, 110, pentru că te-ai văzut așa, că 11 plus 99, 11 plus 99 face cât? 110, zici, nu? Deci da. Face 0, 110. Deci 110 ori 4 plus 55. Da? 110 ori 4 plus 55. În care același număr mai scădem în 0. Așa. Adică cât ne-a dat? Cât face aici? Acolo era 4.995, acum este 490. Deci 440 plus 55 și face 495. 495. Așa e bine, nu? Da. 5 cu 4, deci 110 ori 4 plus 55. Deci 440 plus 55 face 495. 495. Și acum scăderea. Da. Ies
1 minus S2 este egal cu 4995 minus 495. 4500. Face? 4500. Sigur 4500? Da. 4500. 5.50, 9.90, 9.45, 4.04. Băi, atât au făcut, 4.500. Puteai să dai tu de răspunsul de dată? Nu. Nu puteai? Nu. Eu puteam. Oh, ba da. Cum? Cum? Aici, cum? Nu știu. Păi, asta e, bă, că trebuie să știi. Trebuie să știi. Asta e toată partea. Deodată asta e răspuns. Nu, se le adun durează, nu? O, asta, am pierdut mult timp. Da. Dar a fost bună ideea. Trebuie să le remarc. Da. Că ideea asta... Da, îți dai tu seama, copilul care s-a apucat 111 și cu 222 și cu la rezultat 333 și pe rezultat 444. Și ce era pe capul lui? Și mai greșea. Și n-a ajungea niciodată la 4.995. Eu pun pareu cât n-a ajungea. Când au luat el așa ca miel cu sardine pe toate înaproape, înaproape, nu reușea. Ideea asta a ta a fost... Da, numai bine. Ideea foarte tare. Și acum eu vreau o idee și mai tare. Eu zic să te gândești, mă. Una și mai tare, mă. Deci ideea a fost superbă. 1111, 1119. Așa, mă, din 111 și 111. 100, următoarea, câte? 100, 200. 200, următoarea. Asta e, mă. Deci asta de aici. Cum merge? Ia să vezi. Deci vine 100 de la prima scădere. 100, hai să-l vadă toți prieteni. Da. 111 minus 111, o primi echip. Plus, care de 100, da? Plus 222 minus 22, care dă iarăși 200 de la asta. Plus 333 minus 33, care le dă, obținem 300 acum. Plus 444 minus 44 și obținem 400. Plus 500. 555 minus 55 500 plus 666 minus 66 600 plus 777 minus 77 700 888 minus 88 800 plus 999 minus 99 este egal cu 900. Ok. Și atunci S1 minus S2, S1 minus S2, înseamnă os prima sută, s-a pus scădere, plus 200, plus 300, plus 400, plus 500, plus 600, plus 700, și plus 800, și plus 900. Dar acum de ce faci 4.000? Nu știu. Pentru că este același lucru. Este 100 și 900 face 1.000. 4.000. Iar 1.000, 4.000 și 500. Deci face 4.500. Îți dai seama, cine s-a oprit de poanta asta? Da? Față de cel care adună și zice, nu mi-a ajuns timpul. Sigur că da, 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 dar tot atât de bine. De acord, de acord. Mai da 100 în factor comun și reabună pe 1 plus 2 plus 9 și face 45. Și prima și a doua variantă, oricare ar fi făcut-o perfect. E perfect, dar gândește-te la cel care muncea să adune cu camelcul. Unul cu... Ce ar fi fost pe capul lui? Vezi? Greșea, ce... sigur. Între... Spunea așa, nu mi-a ajuns timpul. Am făcut, nu mai ieșit... Găsești șmecherii. Șmecherii.
Ai și toate povestea. Șmecherii. Dacă nu găsești șmecherii, dar știi că șmecherii convin, ca urmare a antrenamentului. Lucru, 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 lucru. Lucrăm, lucrăm, lucrăm și șmecherii vin la noi. Exact. Nu vin altfel. Deci nu vin așa că... Deci ele la concursuri, ne pregătim pentru concursuri, vrem șmecherii. Asta, vrem șmecherii. Da? Deci că e clar că cei care vin acolo nu se pot să da, da, și ele sunt lucruri banalități, nu se discută. Dar te este prins. Mi-amintesc la când ajungi la olimpiade, la faza națională, să zicem, Doamne ajută să ajungi acolo, gândește-te că acolo sunt super șmecherii. Dar sunt super șmecherii care nu au fost făcute vreodată. Exact. Poate? Da. Care nu a fost făcut niciodată. Sunt în noaptea aceea făcute de profesori. La nivelul țării era la un moment dat vreo 20-30 de profesori creativi, super creativi, aceia care reușeau în noaptea aceea să compun lucruri care nu erau în literatura de matematici niciodată făcute. Nu semăna cu nimic. Iar elevii care se vin a doua zi și se așează în fața subiectului acelea, ei știu un lucru, că așa ceva n-a mai fost dat vreodată. N-am mai fost la lucrurile și n-am nicio experiență. Ei acum au convingerea că așa este și atunci se duc și se atacă subiectele acelea la, cum să spun, ca pe o noutate. Niciodată profesorii lor care îi antrenează nu se vor așeza în locul lor la olimpiadă. Niciodată. Pentru că ei n-ar face. Ei n-ar face, pentru că ca profesor te duci pe experiența care o ai tu, din urmă. Deci vrând nevrând te duci pe niște modele și te duci în bălării. Nu reușești să faci subiect. Deci profesor nu reușește. Exact ca la fotbal, că tu ești fotbalist, mă. La fotbal, antrenorul ce face? Te antrenează, spune. Face așa, dai așa minge, să vezi dacă îi dai cu efect, să duci mingea în colțul ăla, face nu știu ce, nu știu cum. Dar dacă îl pui pe el să joace fotbal la națională, antrenorul nu a intrat niciodată pe teren. Nu o să duce acolo că se face din toată bafta. Rămâne numai fotbalistul care s-a antrenat să lovească minge, după spusele lui, tactic, nu știu ce, tehnici de lovire, și îl antrenează și ajunge el să poată să facă, fără că antrenorul să poată facă chestia asta. El a făcut odată. Deci m-a făcut odată că a fost fotbalist de care și el la rândul lui. Așa se întâmplă și la matematică. Deci, în fața acestui și la clasa a treia, marea majoritate se duceau la început, la faza de masă, când se ia așa, și cu adunarea asta efectivă. O parte din ei, cei mai șmecheri, care mai vede, în urma antrenamentului, s-au prins să adunim pe ăsta de acel rezultat, mai făcut tu, și au mers foarte rapid, iar vârfurile, câțiva din așa, zice, stop, fiecare să facă scăderea. Că la urma urmei, din asta poți scapă, de asta exact. Trebuie să scapă fiecare. Și le-am așezat eu aici, așa, cum spunea mama, foarte frumos, ca să-ți bată suta. Suta, suta, suta. Da? Deci, asta este lucruri frumoase. De ce matematica este spectaculoasă, este senzațional. Te felicit pentru ideea de a dacă da, subiectul așa. Așa. Păi da, vezi că te-am mai antrenat. Că nu te-am luat de pe... Noi vin de pe stradă. Ce ai venit de la prof. Online cu niște lecții în urmă făcute. De acord cu asta. Da. Deci, frumos ai spus. M-am gândit că am mai făcut asta. Și acum ți s-a întărit în sufletul tău chestia asta. Păi, ah, ce faină te-am prins-o. Și ce bine acum că să văd și mai... Deci, sunt numai de ieșiți de acestea foarte frumoase. Ce a avut autorul să vadă? Dacă tu înțelegi, înseamnă numerele de trei cifre cu cifrele egale. 111, 222, da? Cu cifrele egale, identice. Deci a ascuns și chestia asta autorul. Și până să le aduni, ei, și pe nu scăde. Mergi mai departe. Nu cam merg pe sigur. Cerești o razoară. Fiindcă a orbei plus A orice este egal cu 964. Deci știi că A ori B plus A orice e egal cu? A ori B plus A orice egal cu 964.
1964. Calculează 5 ori A, ori B plus C, în paranteză. Deci știi că A ori B plus A ori C egal cu 1964. Atunci calculează. Ce scapezi? 5 ori A. Calculăm 5 ori A plus? Ori. 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 Paranteză. Așa. B plus C. B plus C. Egal cu cine, nu? Da. Nu știu, nimic. Băi, dracu, cu asta mă întrolez deloc. La deci, prima o avută idee de la asta. Nu știu. Băi, nu știu, zic că nu-mi place, nu-mi convine. Nu mă simt deloc bine. Să nu știm, A ori B plus A ori C. Nu are cum. A l-avem de două ori. Nu? Da, 2 ani. E același. Dar nu-i 2 ani. Nu e, da, da, e același, nu? Da, dar e o șmecherie, trebuie să vedem. Sună un prieten. Nu, nu. Mai prieten. Știi că există o emisiune cu Vreau să fiu milionar. Da, sună. Sună un prieten. Hai să sunăm pe Davide. Hai, Davide. Dar e frumos, da. ne prindem în el. Dar tu știi ce bine îmi prinde mie dacă tu dai răspunsul? Că m-ai salvat. Da? De ce? Zine, puneam A ori B plus A ori C, îți copiam factor comun. De unde? Din A ori B și A ori C. Așa. Și vin. A ori A pe lângă B plus. B plus C egal cu 964. 964. Și să am 5 ori 964 egal cu... Aici, chiar asta am făcut-o, mă. Făcut-o foarte tare. Ia să vezi. Ca să înțelegem și noi. Hai să înmulțim pe aici. Să înmulțim pe asta, Davide. Tu, Mario. Hai, cum faci? Știi că se mulțești cu amândoi. Am mai făcut noi chestia asta. Da. Ia să vedem. Să luăm mai de jos. Uite. 7 ori 8. 7 ori 8. Egal cu 7, faci 56, da? Dar egal cu 7 ori 5 plus 3. Corect, da. Pe ora scris 5 plus 3. Da. Și îl desfac acum. 7 ori 5, da. Fac 35, plus 7 ori 3, da? Ori 3. Da? 7 ori 3. Care da, face? Da. 21, da? 7 ori 3, 21. Hai să scriu mai desfășoară, ca să fie și mai clar. Deci egal acum, pentru toți prietenul, 7 ori 5, 7 ori 5, plus 7 ori 3. 7. Deci 7 se mulțește cu amul 2. Tot ce ai în paranteză. Și cu tine, și cu tine, și cu câte ori, cu fiecare din ei. Și să zicem dacă ajung la aceeași rezultat. 7 ori 5, 35, plus 7 ori 3, 21. 35 cu 21, 56. Foarte corect. Foarte tare. 756. Da, mă. Deci, cum se mulțește un număr cu o paranteză? Se mulțește numărul ce? Cu tot. Cu toți termeni din paranteză. Cu toți. Ea afectează la toți. Și cu tine, și cu tine. Pentru la un cap la celălalt. Acum, hai să facem noi așa ceva. 5. Deci, luăm deoparte. Noi trebuie să calculăm 5 ori A ori B plus C. Ce calcul? 5 ori. Să vezi că s-o prins. Uite de aici. 5 ori. 5 ori. Hai, te-l scrii. 5 ori A pe lângă mulțicul B plus C. B plus C. Și acum mulțim, nu? Da. Și e cam mai departe cu 5 ori lăsăm. Ori. Și A se duce la fiecare. Și vine A ori B. 5 pe lângă, punem o paranteză, că lămurește treaba A, da? Exact. 5 înmulțit cu A ori B, A ori B, A ori B, da. Vorbește tu, plus? A ori B plus B orice. De ce B orice? B. Plus, plus, tot A. A ori?
A orice. A orice. Deci au pe amândoi îi face. Ca sus. Deci a orbe. Uite, șapte s-o duci la cinci, s-o măsești cu cinci și cu trei. Deci vine a orbe plus a ori. Ce? Ce? Și egal cu. Egal cu. Da, a orbe plus a orice, nu știm cât e dat. E dat de autor. Nu, 64. Deci în loc de asta punem 964. Și face egal cu 5 ori 964. Și egal cu? 9 ori 4. Ei. 5 se mulțește. Cu 960. 5 ori 4, 20, 0 și 2 ținem. 5 ori 6, 30. Și cu 2, 32, 2 și 3 le ținem. 5 ori 9, 45. Și cu 2, Cu 3. 45 cu 3 este egal cu 48. Asta e rău. Asta trebuie să calculăm. Hai să spunem, unde ți-a plăcut? De ce spune? N-am nicio șansă, nu mă știu, nu mă pricep. Ce lucru interesant a fost aici? Aștept la tine să spui, acolo nu m-am prins eu. Și dacă îți spui exact unde e punctul sensibil, este un lucru minunat. La 5 ori A, ori B plus C. Acolo. Puteam să mulțim și cu 5 pe cine? 5-ul să mulțească și pe B și pe C. 5 ori B. B plus 5 ori C. Plus din cauza asta. Dar nu aveam dat așa 5 ori A plus 5 ori C. Nu mi-a dat autorul. Mi-a dat A ori. A ori B plus A ori C. Și atunci A-ul era vorba să mulțească. Și B, B și B, C. Da? Și acest lucru, odată desfășurat, am putut să locuim pe tot ăsta cu 964 și vine 5 ori 964 și gata, am găsit răspunsul. Da? Deci, vezi? Și acesta. Nu se fac exerciții după un șablon. Exact. Vezi, am făcut o chestie mai înainte, ce frumoasă a fost, altceva acum. Acum la treia să vedem ce mai este. Un copil mănâncă 3 mere pe zi. Câte mere vor mânca 7 copii într-o săptămână? Hai ca asta, ia să mai vedem. Dictează ce să scriu. Un copil mănâncă 3 mere pe zi. Un cât, un cât, puncte, puncte, 3 mă. Puncte, puncte, un z. A. Deci, scrie-te așa, profesor. Un copil, puncte, 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 trei mere, trei zi. Una zi, una, într-o singură zi, da? Șapte copii, de desubt. Puncte, 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 ce întrebări mere. Câte mere vor mânca? Trei săptămâni. Într-o săptămână, adică cât? 7 zile. 7 zile. Bun. Aici merge un pic, nu? Nu merge. Păi dacă un copil mănâncă 3 mere într-o zi, adică ar mânca dimineața, seara, dimineața la prânz și seara. Păi, un copil 3 mere pe zi. 3 mere. Așa, este bine că spune. Dimineața la prânz și seara. 3 mere. Nu știu, le mânc o dată. Poate niciodată sau îi povestea lui. 7 copii. Dacă un copil mănâncă 3 mere, dacă 2 copii mănâncă 6 mere. Corect. Pentru că deoarece sunt 2 copii și dublează număr. Da. 2 copii mănâncă 6 mere. Într-o zi, foarte tare. Deci, dacă un copil 3 mere într-o zi, doi copii ar să mănânce 6 mere. 6 mere, tot într-o zi. Deci într-o zi, una zi. Și aici tot într-o zi. Bun. 7 copii. 7 copii vor mânca câte mere? Tot într-o zi, nu? 28 de mere. Cum e 28? Cum ți-o știi? 28? Nu 7 ori 3. Da. Nu, 21. 21 de mere într-o singură zi. Și aici mai punem încă 3 la mere.
la bucătărie la mere și deci, după aia se mai ridică cu o zi. Ia să vede. Da, deci cei șapte copii într-o singură se mănâncă 28 din mere. Da. Dar în două zile. 42. Deci în două zile, cei șapte copii în două zile vor mânca 42 de mere. Dacă vrem să creștem cu o zi, trebuie să dublăm numărul merilor. Asta e. Dar dacă vrem 7 zile? Păi... Câte mere? 21, 7. 21 ori 7. Deci 21 ori 7. 1 ori 7 este egal cu 7 și 7 ori 2 este egal cu 14. Corect. 142 de mere. 147. 147 de mere. Foarte tare. Bun, foarte tare. Am făcut. Ia, bă, ce place, mă. Înghețatele. Vai, da, mă, da, da. Ai văzut, mă? Băi, eu văzut ce tare, mă. Dacă muncim, muncim, muncim. Ce bine e că, uite, în astfel de situație ne putem. Deci asta e tare, mă. De aici am înțeles un lucru. Că ce bine la matematică să faci matematică într-o stare de bună dispoziție. Adică să-ți placă, să te simți bine. Să-ți pare rău că pleci. Exact. De la ora. De când mai simte atunci când n-ați făcut cu mine. Da, bine. Mă lasa pregătitoare. Da. Kilogramele din meri, din peri. Așa. Nu mai amintesc acelea. Vreau să înmulțești un rând și vreau să faci da, un scadă. Da, era tot o șmecherie pe acolo. Bravo. Deci asta v-ați descurcat. Următoarea. Află valoarea lui din egalitatea. 10 ori 2, ori 5, ori 7, ori 4, ori x, ori 1001, egal cu 1001 minus 1000. Adică egal cu 1. Află valoarea lui i din egalitatea. Acum, 10 ori 2. 10. Scrie și tu, da. Da. Hai, mergem o dată. Hai, 10 ori 2. 10 ori 2. 2. Ori 5. 5. Ori 7. Ori 7. Ori 4. Ori x. Da. Ori 1001. Ori 1001. Egal cu 1001 minus 1000 egal cu 1. Nu egal cu 1. Egal cu? 1001. 1000. 1001 minus 1000. Minus 1. Și minus 1, da? Da. Este egal cu 0. Hai, lasă, scrii tot întâi. Hai. 1001 minus. Păi dacă este așa, x egal cu 0. Arătare. Ai scris? Da, egal cu 0. Cum ai făcut? Nu am înțeles. Păi 1001 minus 1000 va da 1. 1 minus 1 e 0. Deci rezultatul este 0. Se poate înmulți cu cât va să fie 0. Un cârd din numere să facă 0, da? X egal cu 0. Așa e, mă. Deci de aici înseamnă că X egal cu 0 a spus el foarte tare, pentru că ce să fie acolo printre cele cu care mulțumesc, un mijloc sau un an importanță unde, ca să facă zero neapărat, dacă unul din factori este zero. Da, unul din factori este zero. Păi da, foarte tare, te-ai prins. Am văzut 1001 minus 1000 și minus 1. Și era mai pe lângă și nu am văzut. Am înțeles. Perfect. Următor. Care este împătritul unui număr, știind că cincimea lui este 32? Gata! Lasă-mă așa că te-am înțeles nici tu, gata! Dar mă umilești aici! Deci care este ceva de logică? Ia să vedem care e logica. Care este împătritul unui număr, știind că cincimea lui este 32? Păi vom face așa, 32 împărțile.